Prefectura Bihor a anunțat astăzi că autoritățile au mai multe ipoteze de lucru privind cauza care a provocat incendiul devastator ce a cuprins o mare parte din Palatul Episcopal Greco-Catolic din Oradea. Reprezentanții episcopiei au criticat modul în care au intervenit pompierii pentru stingerea incendiului. Pompierii erau un pic nepregătiți, să nu zic altfel. La faptul că o jumătate de oră s-a uitat cum arde acoperișul de față cu mine și cu Preasfințitul și cu alții care am asistat la la focul din acoperiș. Dar ce înseamnă că se uitau, nu acționau deloc? Exista un singur furtun care funcționa și erau trei mașini care nu funcționau. Informația este incorrectă. Au fost probleme cu hidranții pe o bună perioadă de timp. Într-adevăr, am avut trei hidranți care nu au funcționat, dar s-a remediat problema. Am suplimentat din punct de vedere alimentării cu apă, inclusiv dispozitive din râul Crișul Repede și, după cum ați putut observa, toate dispozitivele au funcționat și funcționează și în momentul de față. În spațiul public au apărut noi imagini care au surprins această clădire simbol înainte de izbucnirea flăcărilor. Un clujean aflat sâmbătă seara în Piața Unirii din Oradea a filmat clădirea chiar în momentul dinaintea declanșării incendiului. Pe fațada Palatului Episcopal putea fi observat un joc de lumini, o mulțime de flash-uri de la iluminatul arhitectural, care ar fi putut fi rezultatul unui scurt circuit. Autoritățile au anunțat ulterior că iau în calcul și acest incident ca o posibilă cauza declanșării incendiului, dar prefectul județului Bihor a oferit și alte posibile explicații ale propagării cu repeziciunea focului. Clădirea fiind veche, acoperișul din lemn, peste 100 de ani, a fost observată acea flamă cu o oră sau 50 de minute înainte. A fost observată disfuncționalitatea în sistemul de iluminat arhitectural. Aveți în vedere faptul că a fost un incendiu extrem de brusc și de violent, pentru că sesizarea, în momentul în care a fost sesizat ISU, la 21:49 deja ardeau, flăcările ardeau. Palatul Episcopiei Greco-Catolice din Oradea este în bună parte ruinat. Acoperișul clădirii a fost distrus în totalitate în urma incendiului de sâmbătă noaptea, la fel și tabanul etajului întâi. Incendiul s-ar fi declanșat în jurul orei 21:50 și a fost stins după miezul nopții la 0:35. Prefectura a prezentat astăzi și fotografii cu dezastrul lăsat în urmă de flăcări. Primăria municipiului Oradea, dar și mai mulți locuitori ai orașului au anunțat că vor oferi sprijin financiar pentru reconstrucția clădirii. Palatul Episcopiei Greco-Catolice este un monument de arhitectură din Oradea, ridicat pe locul vechiului palat al Episcopiei Greco-Catolice de Oradea Mare. Lucrările de construcție au avut loc între anii 1903-1905.